sănătatea mamei și a copilului. Sunt multe întrebări legate de acest aspect. În primul rând, despre rata de infertilitate în Republica Moldova. Cum este comparativ cu alte țări? Și dacă a crescut în ultima perioadă, în ultimii ani, adică. Deci am văzut unele studii statistice care, cu părere de rău, nu pot reflecta deci, datele reale din Republica Moldova. Aproximativ 30 de femei la 1000 de femei de vârstă fertilă, deci nu este corect. Avem mult mai multe femei, aproximativ 20%, deci fiecare a 5-a femeie din Republica Moldova, deci are probleme de, legate de fertilitate sau o situație de infertilitate. Acest lucru trebuie văzut în cuplu, pentru că problema este legată nu doar de femei, dar este legată de cuplu familial. Deci, cu părere de rău, noi... Această rată a crescut? Această rată, deci, este în creștere. Posibil este în creștere datorită deci, depistării, care noi acum avem posibilitatea să depistăm, deci, aceste probleme. Pe prim plan, acestea sunt probleme legate de procesele inflamatorii, deci, specifice sau nespecifice, deci, a organelor genitale feminine. Mai problemă, pe a doilea, a treilea plan este tot tendența din ultimul timp, deci spre a concepe un copil în vârstă înaintată după 35 de ani. Deci probleme legate de adică alte tumori. Adică este această tendință? Desigur că este această tendință, pentru că chiar ultimele date de la Institutul Mamei și Copilului, noi avem aproximativ 70% de femei născute după 35 de ani, pe când acest procent acum 10 ani de zile în urmă, nu după așa 8-9%. Evident că apar probleme